Dintr-un simplu motiv. Toți colegii, atât din opoziție cât și din de la putere, care au votat în Consiliul, în Consiliul Județean prezența mea acolo, au votat-o pe baza următorului lucru, experiența managerială pe care o am eu. Să cauziți ca să terminăm aceste povești chiar public, domnul Botea acum să părăsească funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Ba e la administrație, ba nu e la administrație, ba e în opoziție, ba e la putere. Ba e consilier, și mie mi se pare, consilier nu are legătură. Deci stați cu. Da, era o situație dificilă care, după ce când aveam manager, nu mai aveam nici președinte la Consiliul de Administrație. Exact, asta era situația. Pentru că cineva trebuia să semneze acolo, Consiliul de Administrație trebuia condus de cineva, Consiliul Județean trebuia să numească un nou președinte al Consiliului de Administrație, deci trebuia o nouă ședință care nu se face extraordinar. Deci, nu pot să vă spun în momentul de față.